Dragile mele, vă salut și bine v-am regăsit din nou pe canalul meu de YouTube. Deci, dragile mele, am primit o comandă foarte, foarte gingașă, care va fi cadonată bunicilor și, precum vedeți, am aici doi băieței care țin în brațe două buchete mari de flori. Buchetelele, să spunem așa, vor fi bogate și foarte, foarte frumoase. Și deci, ca de obicei, bineînțeles că când primesc așa o comandă nouă, care nu am creat-o până acum, îmi creez trafaretul, tiparul sau șablonul, ca să fie de înțeles pentru toată lumea. Îmi transfer acest trafaret pe fetru. Precum vedeți, am făcut, să spunem așa, același băiețel, numai că, bineînțeles, am făcut careva schimbări pentru fiecare și deja acest buchețel mi l-am făcut așa schematic. În primul rând, după ce mi-am transferat trafaretul, pentru aceste broșe eu nu fac conturul cu acea spirală, fiindcă deja am încercat și cu spirală groasă și cu spirală subțire, dar nu mi-a ieșit nimic, fiindcă, precum vedeți, la aceste broșe chiar am foarte, foarte multe detalii. Și ca să primesc un contur așa care să îmi repete forma mea, fiindcă, precum vedeți aici, am foarte multe forme micuțe și foarte multe forme rotunde, eu fac conturul pentru aceste broșe deja cu ață groasă de croșetat. Aleg și neagră, neagră simplă, neagră cu luci, cafenie mai închisă, cafenie mai deschisă, deja în dependență de broșa care trebuie să o confecționez. Deci, iată așa s-a primit conturul, foarte, foarte gingaș, îmi place foarte, foarte mult și deja fac conturul în afară de acest buchețel și în afară de cap, fiindcă la cap eu fac părul și nu am nevoie de contur. Deci, iată așa s-a primit conturul și pentru a doua broșă. Ce ține de aceste broșe, eu le ador și aceste broșe sunt personalizate 100% de clienți. Aici clientele își aleg culoarea la păr, culoarea la hăinuțe și chiar culoarea la buchețele. Și bineînțeles că deja după ce mi-am finisat conturul, eu o să-mi iau două triunghiuri. Precum vedeți, masa mea este plină de materiale și plină de broșe pe care le-am finisat și care trebuie să le finisez. Dar astăzi merge vorba despre aceste două broșe foarte, foarte frumoase. Deci, pantalonașii, ca de obicei, eu i-am brodat tot cu ața de brodat. Am ales pentru ambele broșe aceeași culoare de albastru, fiindcă clienta mi-a spus că își dorește practic aceeași broșă, numai că, bineînțeles, puțin ca formă ele se diferențiază. Ce ține de culoarea părului, am ales să creez părul cu spirala aceasta moale cu factură și am făcut un amestec așa de cafeniu mai închis, galben, fiindcă clienta mi-a spus că părul la băiței este așa un amestec dintre aceste două culori. Și am făcut puloverele. Pentru un băiețel am ales acest verde așa puțin transparent și pentru al doilea am ales acest albastru foarte, foarte frumos. Și deja eu am început a crea buchețelele. Precum vedeți, lucrez la ambele broșe cu un comitet. Iată, am finisat buchețelul și la al doilea băiețel. Ca de obicei, unde sunt părțile la mânuțe, la gât, asta eu le brudez. Și îmi rămâne să prelucrez spatele și părțile laterale și uitați-vă ce frumusețe s-a primit. Cum am spus și o mai rapid, pentru aceste broșe, ele sunt personalizate 100% de cliente. Ele își aleg tot, toate detaliile. Mie numai îmi rămâne să realizez ideea clientii. Deci, dragile mele, astea sunt broșele care am vrut să vi le arăt cum le-am creat. Cum am spus, aceste broșe sunt personalizate în totalitate de cliente. Pe canalul meu mai găsiți un alt model, dar tot în stilul ăsta, mama cu copilașii și, precum vedeți, fiecare broșă se primește individuală și în care este o bucățică din fiecare clientă. Deci, dragile mele, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, să-mi lăsați un comentariu și să-mi spuneți care broșă este mai reușită, dar noi, ca de obicei, ne vedem data viitoare pentru a crea noi frumuseți!